Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova a găzduit joi la Chișinău 8 miniștri de externe din cadrul formatului Nord-Baltic 8. Pe data de 27 aprilie, Moldova sărbătorește Ziua Drapelului de Stat. Cum a fost consemnată această zi, vedeți în cele ce urmează. În țările est-europene care se înveciunează cu Ucraina, datoriile publice sporesc într-un ritm record. Aflați mai multe la rubrica Știri Externe. Informațiile conform cărora președintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit un atac de cord sunt false, spun sursele oficiale. Moldova și-a etalat tricolorul. Pe data de 27 aprilie, țara noastră sărbătorește Ziua Drapelului de Stat. Tradiționala ceremonie de arborare a acestuia a avut loc în toate instituțiile statului. Șefii tuturor ramurilor puterii au fost prezenți la evenimentul solemn, care s-a desfășurat în proximitatea clădirii guvernului. Moldova este suverană, independentă și indivizibilă. Indiferent de culoarea politică, acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți sub culorile tricolorului. Să muncim împreună, cot la cot, pentru a construi Moldova prosperă, sigură și europeană. Moldova cu care să ne mândrim necondiționat. Trăiască drapelul de stat! Trăiască Republica Moldova! Și ședința Parlamentului a început cu un moment solemn dedicat Zilei Drapelului. Sub acest drapel, moldovenii s-au unit ca să-și ceară dreptul la limbă, la istorie și la independență. Este unul dintre primele simboluri ale Moldovei independente, care a fost adoptat încă în perioada URSS. Drapelul ne aduce fiecăruia aminte de unitate și anul 2023 este anul în care trebuie să ne unim pentru parcursul nostru european. Iar fostul președinte al țării, Igor Dodon, spune că drapelul de stat este un privilegiu pentru poporul moldovenesc. Și de Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova să ne bucurăm că pe marele tribune internaționale se aude imnul nostru, că se arborează steagul patriei noastre. Puține națiuni din lume au acest privilegiu. Drapelul Republicii Moldova este cel mai sacru simbol care însoțește salvatorii și pompierii în misiunile internaționale de salvare a vieților umane, spun și reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În semn de patriotism și spirit civic, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au arborat cu demnitate și profund respect simbolul statului. La schimbul gărzilor, salvatorii și pompierii subdiviziunilor instituției au onorat cu demnitate drapelul Republicii Moldova. Simbolul statului este purtat la piept de ofițeri și subofițerii Inspectoratului în misiunile de salvare realizate în fiecare zi. Pentru fiecare angajat IGSU, drapelul de stat este un temei de mândrie și un imbold de a servi și a fi la datorie pentru țară și popor. Iar polițiștii de frontieră au organizat un flash mob cu ocazia sărbătorii și au întâlnit pasagerii aeroportului internațional Chișinău cu embleme tricolore, albastru, galben, roșu. Amintim că Ziua Drapelului Național a fost instituită de către Parlament pe data de 23 aprilie 2010. Tricolorul a fost recunoscut oficial ca etalon al statului la data de 27 aprilie 1990, atunci pentru au votat 290 de deputați ai primei adunări legislative. Summitul Comunității Politice Europene așează Republica Moldova la masa de discuții a statelor UE. Declarația aparține președintelui țării Maia Sandu și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în care a oferit mai multe detalii despre evenimentul care va avea loc la data de 1 iunie la o vinărie privată din Bâlboaca. Moldova capătă tot mai mult respectul țărilor lumii și este tratată ca partener egal. Evenimentul istoric care se va desfășura în țara noastră pe 1 iunie așează Moldova la masa de discuții a statelor europene, un loc pe care l-au câștigat pe merit cetățenii noștri. Pe 1 iunie,
Țara noastră va fi gazda summitului Comunității Politice Europene. Un moment simbolic care reprezintă atât o recunoaștere internațională pentru țara noastră, cât și o responsabilitate imensă. Potrivit Maiei Sandu, în prima zi de vară, în satul Bâlboaca, în cadrul unui complex vitivinicol, Republica Moldova va găzdui pentru prima dată aproximativ 50 de șefi de state și de guverne din Europa și oficiali ai Uniunii Europene. Comunitatea politică europeană este un for înființat anul trecut, unde liderii europeni discută soluții la cele mai urgente probleme ale Europei, precum sunt securitatea, stabilitatea și reziliența energetică. Maia Sandu mai spune că în cadrul evenimentului Moldova va demonstra că e gata să devină membră a marii familii europene. Vrem să fim parte integrantă a pieței europene. Vrem să vindem tot mai multe produse moldovenești în țările Uniunii Europene. Să ne conectăm la rețeaua de transport europeană, așa încât moldovenii să poată călători mai ușor, mai ieftin și mai repede. Dorim să contribuim la o Europa mai bine conectată și mai stabilă. Vrem să demonstrăm că suntem un partener de încredere, gata să contribuie activ la consolidarea unității și securității pe continentul european. Comunitatea politică europeană este o platformă pentru coordonarea politică între țările europene de pe întreg continentul. Scopul său este de a promova dialogul politic și cooperarea în probleme de interes comun, în vederea consolidării securității, stabilității și prosperității continentului european. Comunitatea politică europeană a fost creată în 2022 la inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron. Potrivit Maiei Sandu, informațiile despre costurile pentru organizarea evenimentului vor fi făcute publice. Cheltuielile vor fi acoperite de Guvernul Republicii Moldova. Tot președintele Maia Sandu consideră că ceea ce se întâmplă la adunarea generală a judecătorilor din data de 17 martie a discreditat justiția din Republica Moldova. În același timp, liderul moldovean se arată încrezătoare că reforma justiției trebuie continuată, întrucât aceasta este singura șansă de a construi un stat european și democratic. De această dată, declarațiile au fost făcute la un post privat de televiziune. Ce am văzut noi la acea adunare a judecătorilor a discreditat într-un fel întreg sistemul, pentru că au vorbit doar oamenii care nu merită să fie acolo și nu spun eu lucrul ăsta, o spun oamenii, pentru că acum au văzut și cetățenii din diferite localități și la fiecare adunare, la fiecare întâlnire în care merg, toată lumea pomenește adunarea judecătorilor și cât de dezamăgiți sunt ei de ce au văzut la această adunare a judecătorilor. În același timp, președintele Maia Sandu a spus că fostul ministru al justiției Sergiu Litvinenko, care a pus bazele reformei justiției, va continua să activeze, deși nu în sistemul autorităților publice, precum fostul ministru al infrastructurii Andrei Spânu, dar într-o echipă de experți în domeniul justiției. Șefa statului a comentat și alegerea lui Nicolae Roșca în funcția de președinte al Curții Constituționale. Fiica dumnealui lucrează la președinție. De ce totuși se iau astfel de decizii? Care vă întrebați pe mine? Eu am luat această decizie? Pe domnul Roșca poate ar trebui să-l întrebați. Puteți să-l întrebați pe domnul Roșca, puteți să-i întrebați pe cei care l-au susținut pe domnul Roșca. Pe mine nu aveți de ce să mă întrebați, pentru că nu am absolut nimic cu această decizie. Și da, domnul Roșca m-a reprezentat în calitate de avocat într-un caz. Cazul atunci când Markel a venit cu acuzații urite la adresa mea și am câștigat acel proces de judecată împotriva lui Markel. Dar în același timp nu putem să reducem toată experiența profesională a unui om. Șefa statului nu a ocolit nici politica externă a țării noastre, în special vectorul estic. În context, președintele Maia Sandu a confirmat că oficialii de la Chișinău, după analizarea acordurilor semnate în cadrul CSI, va renunța la unele dintre acestea. CSI înseamnă o serie de acorduri și sunt multe, dacă nu greșesc, sunt sute de acorduri. Și din ce cunosc eu, guvernul analizează care sunt procedurile de ieșire, care sunt, dacă mai sunt beneficii, pentru că unele vizează alte țări decât Federația Rusă. E un proces mai lung, pentru că atunci când s-a creat această organizație,
S-au tot semnat acorduri în fiecare an, timp de 30 de ani. Cele mai multe dintre ele inutile, care erau doar declarative. Cât despre organizarea referendumului privind aderarea Republicii Moldova la NATO, șeful statului susține că dacă acest instrument s-ar desfășura în prezent, există o mare probabilitate ca majoritatea cetățenilor moldoveni să nu susțină inițiativa. Președinta Maia Sandu a reacționat și la petiția expediată recent de către angajații Air Moldova, care au solicitat președinției un colac de salvare pentru compania care este amenințată de faliment. În replică, șefa statului a declarat într-o conferință de presă că datoriile trebuie să le acopere cei care le-au acumulat. Noastră știți care sunt prerogativele președinției și mai ales știți care sunt prerogativele președinției atunci când vine vorba de resurse financiare. Resursele financiare sunt la bugetul de stat. Problema cea mare la Air Moldova este despre datoriile care au fost acumulate, datoriile enorme care au fost acumulate și care acum, iată, se caută o soluție cine să le întoarcă. Trebuie să le întoarcă, trebuie să le acopere cei care le-au făcut aceste datorii. Sigur că această întrebare trebuie discutată cu Agenția Proprietății Publice. În ultima perioadă, Air Moldova a anulat zboruri pe bandă rulantă. Compania notează aceleași probleme, dificultăți operaționale și financiare. Chiar și așa, compania a confirmat că intenționează în continuare să ramburseze banii pentru bilete, fie să amâne datele de zbor. Amintim că problemele Air Moldova au fost semnalate public de către angajații săi prin publicarea unei petiții adresate președintelui. Menționăm că până joi documentul a adunat 1355 de semnături. Solicitată pentru o reacție, responsabilă pe comunicare a Air Moldova, Iana Zidu a menționat că cei de la companie nu vor comenta reacția președintei, întrucât petiția nu a fost înaintată de companie, ci de către angajații acesteia. Amintim că Air Moldova a fost privatizată în toamna anului 2018. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova a găzduit joi la Chișinău 8 miniștri de externe din cadrul formatului Nord Baltic 8. Potrivit șefului de la externe, evenimentul este un gest de susținere din partea partenerilor externi. Este într-adevăr un gest de susținere pe care îl apreciem foarte mult. Ne permit să avansăm în dialogul nostru pe mai multe domenii cruciale pentru țara noastră. Acest eveniment se încadrează în eforturile și dorința noastră de a aprofunda cooperarea dintre țările noastre, atât în plan bilateral, cât și în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Noi, ca popor, facem parte din familia europeană și împreună vom aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Nicu Popescu a precizat în cadrul conferinței de presă comune că Republica Moldova se confruntă în prezent cu numeroase provocări, însă autoritățile țării sunt capabile să le facă față. Trebuie să facem față unor amenințări de ordin hibrid și a unor tentative de destabilizare a situației de securitate din Republica Moldova, dar, după cum știți bine, autoritățile sunt și vor fi în continuare în stare să contracareze aceste tentative și vom continua să asigurăm pacea, calmul și securitatea cetățenilor noștri. Una din măsurile importante în acest sens este și lansarea în curând a unei misiuni civile a Uniunii Europene, care va ajuta Republica Moldova să-și consolideze capacitățile de combatere a amenințărilor hibride. La rândul lor, șefii diplomațiilor din cadrul grupului NB8 au subliniat că vor susține în continuare Republica Moldova în parcursul său european. Anul trecut s-au luat decizii chiar istorice și simbolice. Eu cred că toți membrii comunității baltice, nordice sunt de fapt aici și am discutat modalitățile în care am putea să vă acordăm asistență în procesul de reformare. Noi ne dorim ca în Republica Moldova să fie mai multe reforme în sectorul justiției, în combaterea corupției, în guvernare și în alte sectoare. Și deja am luat act de progrese enorme pe care le-ați realizat. Din grupul Nord Baltic 8 fac parte Suedia, Letonia, Estonia, Lituania, Finlanda, Danemarca, Norvegia și Islanda.
Deputatul PAS Oazu Nantoi nu exclude posibilitatea ca Republica Moldova să introducă un regim de vize cu Federația Rusă. Alesul poporului a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Potrivit deputatului PAS Oazu Nantoi, nu este exclusă varianta trecerii la principiul reciprocității în problemele personalului ambasadei celor două țări, astfel încât să existe un număr egal de angajați în misiunile diplomatice de la Chișinău și Moscova. În plus, alesul poporului a pus sub semnul întrebării activitățile ambasadei Rusiei în țara noastră, după incidentul de pe aeroportul internațional Chișinău, atunci când președintelui Republicii Tatarstan Rustam Minicanov i s-a interzis intrarea în Republica Moldova. Nu țin minte cifre exacte, dar pe durata vreo 7 ani înainte de agresiunea frontală a Federației Ruse împotriva Ucrainei, numărul cetățenilor Republicii Moldova din Federația Rusă a scăzut cu 4 ori. Da. Da. Și eu consider că concetățenii noștri care în continuare se află pe teritoriul Federației Rusă au avut timp de ales. Și nu este exclus că pentru asigurarea securității naționale a Republicii Moldova va veni momentul să ne gândim și asupra introducerii regimului de vize. Dar eu repet, eu nu vreau să mi-asum responsabilități, da. Dar dacă vorbim despre logica proceselor și dacă Republica Moldova cu adevărat vrea să se securizeze. Cei din opoziție însă, dimpotrivă, consideră că este vital pentru Republica Moldova să restabilească parteneriatul strategic cu Rusia, astfel încât mărfurile moldovenești să aibă acces la piața tradițională. Igor Dodon, fostul președinte și actualul șef al PSRM, a făcut referință la acest subiect în cadrul unui interviu pentru presa din Rusia. Выход из СНГ либо приостановка определённых соглашений. Retragerea din CSI sau suspendarea anumitor acorduri în cadrul CSI va lovi foarte puternic economia Republicii Moldova. Avem deja probleme cu produsele agricole. De exemplu, 10.000 de tone de legume și fructe nu pot fi exportate, iar dacă vorbim de mere, sute de mii de tone nu pot fi exportate. Не могут быть экспортированы. Amintim că după ce președintelui Republicii Tatarstan Rustam Minicanov i s-a interzis intrarea în Republica Moldova, oficialii de la Chișinău au explicat această vizită ca fiind o încercare de imixtiune în campania electorală din UTA Găgăuzia, expulzând astfel un angajat al ambasadei Rusiei în țara noastră. Drept răspuns, la 25 aprilie, Moscova l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Ministerul de Externe, în legătură cu demersurile neprietenoase ale Chișinăului către Moscova. Pe lângă declararea unui angajat al ambasadei Republicii Moldova, persoană non-grată, Moscova a interzis intrarea pe teritoriul său mai multor oficiali din țara noastră, printre care deputatului PAS Lilian Carp și ministrului de interne Ana Revenco. Parlamentul a modificat mecanismul de plată a indemnizației lunare viajere pentru antrenorii ai căror sportivi au obținut rezultate deosebite și au adus victoria țării noastre în diferite competiții, atât în străinătate cât și la Jocurile Olimpice. Până în prezent, la determinarea mărimii indemnizației lunare via GR s-au folosit date privind salariul mediu lunar pe economie pentru luna anterioară celei în care urma să se producă plata. Cu toate acestea, începând cu 2017, Banca Națională nu mai furnizează lunar datele relevante, ci doar trimestrial și anual, ceea ce, în cele din urmă, nu a permis plata acestei suprataxe. Autorii inițiativei au decis să corecteze această inconsecvență în legislație. Antrenorii, cetățenii și rezidenții Republicii Moldova care au pregătit sportivi medaliați la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice sau la Jocurile Paralimpice, la campionatele mondiale, ori la campionatele europene de seniori, la probele olimpice sau paralimpice, inclusiv cei care au activat în calitate de antrenori a echipelor sportive din fosta URSS, au dreptul la o indemnizație viageră. Legea vine să corecteze, de fapt, plata și pentru antrenorii care au rezidență în Republica Moldova, dar au antrenat și în perioada de sovietic, ei nefiind incluși în lista antrenorilor care au obținut rezultate după independență. Ei nu sunt foarte mulți, dar sunt, deci au fost 11, după unele informații care le am acum, în genere au rămas doar 9, deci în viață.
Menționăm că indemnizația viageră pentru antrenorii sportivilor cu merite este stabilită de către Ministerul Educației și Cercetării. Plata se face lunar, iar mărimea acesteia depinde de nivelul de succes al sportivilor antrenați și variază de la 40 la 100% din salariul mediu pe economie. Prim-ministrul Dorin Recean a întreprins o vizită de lucru în raionul Orhei. Șeful executivului a vizitat o afacere moldo-italiană de construcție a serelor. De asemenea, premierul Dorin Recean a mers în satul Camencea, unde, în cadrul programului Satul European, au fost create condițiile necesare pentru aprovizionarea cu apă a locuitorilor. Ulterior, premierul s-a deplasat la Teleșeu, unde s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților publice locale din regiune. Menționăm că este cea de-a cincea vizită în teritoriu a oficialului, după deplasările la Fălești, Briceni, Drochia și Criuleni. Ministra Sănătății Alla Nemerenco a anunțat că a semnat și trimis către toate instituțiile medicale ordinul ce stipulează regulile de anulare a obligativității biletului de trimitere de la medicul de familie. Noua măsură vizează pacienții care sunt asigurați din fondurile CNAM. Șefa de la Sănătate a precizat pe pagina sa de Facebook ce trebuie să cunoască atât pacienții cât și medicii. Pacienții asigurați la indicații medicale vor putea beneficia de consultații gratuite ale medicilor specialiști de profil de nivel raional și municipal, fără bilet de trimitere eliberat de medicul de familie. Se menține gratuită consultația medicilor specialiști la trimiterea medicului de familie sau altui medic specialist. Internarea în instituții medicale spitalicești de nivel raional și municipal se efectuează la trimiterea medicului de familie, cât și a medicului specialist. Nemerenco mai spune că managerii instituțiilor medicale vor angaja prin cumul sau vor subcontracta în alte instituții medicale serviciile consultative de care nu dispun și vor informa populația unde, când și de către cine sunt oferite aceste servicii. Totodată, șefa de la Sănătate atenționează cu referințe la plățile ilegale. Se interzice categoric perceperea plăților de la persoanele asigurate ca serviciu contraplate pentru orice consultație sau investigație prevăzută în programul unic de AOAM, inclusiv la prezentarea directă la medicul specialist. În instituția medicală care deservește teritoriul în care persoana este înregistrată la medicul de familie. Instituția medicală în care sunteți înregistrați la un medic de familie nu are dreptul să vă perceapă nicio plată dacă dețineți poliță de asigurare. Monitoare medicale, ventilatoare de oxigen și aparate portabile de ultrasonografie noi care vor contribui la creșterea eficienței echipelor de asistență medicală urgentă. Sunt echipamentele donate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din partea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova. Potrivit reprezentanților CNAMUP, această donație este un vis împlinit pentru mulți dintre medicii de pe ambulanță. Ceea ce ține de aparatele de UZI portative. Ne le-am dorit de zeci de ani când am aflat de dânsul în premieră. Și iată, astăzi asistăm la această premieră și nu ne vine a crede că echipele noastre timp vor avea în componența autosanitarilor aceste aparate performante. La rândul lor, cei de la Ministerul Sănătății au menționat că echipamentele sunt destinate nu doar echipelor de asistență medicală urgentă, dar și mai multor instituții medicale din țară, iar parteneriatul cu Biroul Organizației Mondiale a Sănătății va continua. Multe din aceste echipamente vor merge și în 18 instituții spitalicești, mă refer aici și la instituții medicale republicane și municipale, raionale, care la fel sunt foarte mult așteptate de ei. Continuăm aceste proiecte frumoase pentru care le suntem recunoscători și într-adevăr este un parteneriat foarte frumos pe care îl realizăm și mergem cu pași foarte rapizi, fiindcă pentru a implementa proiectele nu este de ajuns doar dorința, este necesară o muncă colosală și ne pare bine că reușim foarte activ și rapid să le facem pe toate. Donația în valoare de 400.000 de dolari a fost oferită de către Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova cu suportul Departamentului de Stat al SUA.
Tarifele la gazele naturale vor rămâne neschimbate. Se întâmplă chiar dacă în ultima perioadă prețul mediu de procurare a gazului este sub 1000 de euro. Potrivit unui comunicat de presă emis de către reprezentanții Moldova Gaz, devierile tarifare acumulate pe parcursul anului trecut nu au fost acoperite, iar acest lucru exclude posibilitatea inițierii procedurii de ajustare a tarifelor în vigoare. În prețurile reglementate de furnizare a gazelor naturale, în vigoare, prețul mediu de procurare a gazelor naturale constituie 926,94 de dolari per mie de metri cubi, pe când prețul efectiv de achiziție pe trimestrul 1-2023 a constituit 1093,20 de dolari per mie de metri cubi, ceea ce a condus spre acumularea semnificativă a devierilor tarifare negative în valoare de 669,4 milioane de lei, doar de la costul de achiziție a gazelor naturale. Totodată, la finele anului 2022, devierile tarifare negative ale furnizorului de gaze naturale au constituit mai mult de 2,5 miliarde de lei generate de la costul de procurare a gazelor naturale și de activitatea de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. Și președintele Consiliului de Administrație al SA Moldova Gaz, Vadim Ceban, a scris pe canalul său de Telegram că ajustările tarifare pentru consumatorii finali nu depind de voința furnizorului. Tarifele la gazele naturale pentru consumatorii finali nu depind de dorința companiei furnizoare. Toate calculele tarifare sunt efectuate de către Moldova Gaz în strictă conformitate cu cerințele metodologiei speciale a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. În prezent, din cauza abaterilor tarifare acumulate pe parcursul anului trecut, a volatilității pieței energetice și a posibilei ajustări a tarifelor de distribuție în următoarele luni, aceste tarife nu au fost ajustate din 2018, nu este posibil să se solicite în revizuirea tarifului de furnizare a gazelor naturale pentru utilizatorii finali. Între timp, în cadrul unei întrevederi cu diplomații din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, ministrul energiei Victor Parlikov a declarat că și iarna viitoare ar putea fi dificilă. Totuși, oficialul a subliniat că țara este într-o poziție mult mai bună față de anul trecut. Grație suportului imens din exterior, nu doar financiar, dar și a deschiderii politice fără precedent la toate nivelurile, situația s-a schimbat cardinal. Acum, pentru noi este important ca cetățeanul să resimte beneficiile apropierii de Uniunea Europeană prin eficiența energetică, prin investiții în energetică pentru a obține prețuri competitive în electrificarea sectorului de transport, care trebuie să fie mult mai curat și mai eficient. Amintim că la sfârșitul anului trecut Gazprom a redus livrările de gaz cu 30% la 5,7 milioane de metri cubi pe zi, iar MGRES a suspendat exportul de curent către Malul Drept. Chișinăul s-a reorientat pentru achiziția metanului și a curentului pe piețele din vest. În decembrie anul trecut, țara noastră a renunțat la gazul livrat de Gazprom, iar cele 5,7 milioane de metri cubi de gaz au fost redirecționate centralei de la Cuciurgan în schimbul energiei electrice. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, se află la București, unde va participa la Eurograin Hub, Exchange și Forum, considerat cel mai important eveniment de primăvară în industria cerealelor din Europa. În această perioadă, Vladimir Bolea va avea un șir de întrevederi bilaterale tematice cu factori de decizie guvernamentali din România, Bulgaria și Ucraina, privind valorificarea oportunităților de cooperare, schimb de experiență, preluarea bunelor practici, precum și extinderea portofoliului de proiecte bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Urmează și alte știri pe scurt. Comisia Electorală Centrală a acreditat ultimii observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor guvernatorului UTA Găgăuzia și alegerilor parțiale pentru adunarea populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023. În context au fost acreditați 11 observatori internaționali din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, 9 observatori internaționali din partea Delegației Uniunii Europene și 2 observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Azerbaidjan în țara noastră. Astfel, pentru alegerile regionale din UTA Găgăuzia, care vor avea loc duminică, vor fi monitorizate de 75 de observatori internaționali.
Secția terapie a Spitalului Raional Tăraclii a fost renovată capital după 30 de ani de la darea în exploatare a clădirii în care se află, fiind modernizate saloanele, blocurile sanitare, dar și sala de proceduri. De asemenea, au fost reparate holuri și saloane în secțiile reabilitare și geriatrie. Astfel, cei 53 de pacienți care acum beneficiază de tratament și recuperare medicală dispun de condiții mai bune de spitalizare. Guvernul Statelor Unite ale Americii a oferit pentru renovarea secțiilor 280.000 de dolari. Cofondatorul Academiei Naționale de Șah din Moldova, Viorel Urdăchescu, a fost decorat de Maia Sandu cu Ordinul Republicii. Distincția i-a fost oferită în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea șahului în rândul tinerilor din Moldova și din afara țării. Totodată, distincția a fost oferită pentru succese profesionale remarcabile, atât pe scena națională, cât și pe cea internațională, precum și cu prilejul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Primăria municipiului Chișinău informează că până pe data de 31 decembrie 2023 este suspendată parțial circulația rutieră pe podul din strada Mihai Viteazul. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a podului. Astfel, traficul rutier este sistat pe trei benzi de circulație în direcția spre strada Petricani. Totodată, în perioada executării lucrărilor, pe porțiunea de pod este restricționată circulația autovehiculelor, în special a autocamioanelor. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape. Lecții de limbă engleză, sesiuni de instruire privind dezvoltarea competențelor digitale la locul de muncă sau cum să elaborezi corect un CV. Toate acestea vor fi disponibile adulților în cadrul primului centru municipal de învățare și educație a adulților din Republica Moldova, deschis de primăria municipiului Chișinău. Începând cu 2020, Chișinău într-adevăr a devenit parte a rețelei globale, orașe care învață și una dintre obiectivele noastre sau unul dintre obiectivele noastre este să oferim posibilitate și oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți și pentru fiecare. Respectiv, era nevoie de crearea unui spațiu unde populația chișinăuienii vor veni să se informeze despre oportunitățile de educare și învățare, dar și să fie ghidați cum să-și obțină acele competențe de care au nevoie. Potrivit edilului Capitalei, proiectul va contribui la dezvoltarea municipiului din toate punctele de vedere. E o necesitate stringentă pentru foarte multă lume, de aici vine și cererea foarte mare despre care ați auzit, deja sunt oameni înscriși foarte mulți. Mă bucur că faptul că aceste competențe pot fi dezvoltate nu doar la cei care sunt încadrați în învățământul formal, la școală, la universitate, dar și pe durata întregii vieți, pentru a putea face față unor noi provocări de angajare în carieră sau de a alege o altă activitate decât cea pe care o practică cineva din adulți pe parcursul vieții. Chiar din prima zi la cursurile propuse de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților s-au înscris peste 120 de persoane. Proiectul a fost realizat de Primăria Municipiului Chișinău în colaborare cu Asociația Germană DVV International. Viitorii polițiști din Republica Moldova ar putea fi instruiți la un poligon de tragere modern. Informația se regăsește într-un comunicat de presă emis de către reprezentanții PNUD Moldova, potrivit cărora poligonul de tragere al Academiei Ștefan cel Mare al Ministerului Afacerilor Interne ar putea fi modernizat pentru a asigura condiții optime pentru instruirea practică a viitorilor polițiști. Potrivit sursei în prezent, pentru a determina schimbările care urmează să fie făcute la acest obiect de infrastructură, un expert internațional efectuează un studiu de fezabilitate.
Expertul s-a familiarizat cu tipurile de echipamente utilizate în procesul de antrenament și tragere, metodologia predării, antrenamentele în tir, instrucțiunile de tragere, cadrul normativ, etc. Acțiunea se înscrie în proiectul Consolidarea capacității de instruire ale Poliției din Republica Moldova, implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Guvernului SUA. În cadrul proiectului vor fi modernizate mai multe obiecte de infrastructură, vor fi oferite echipamente și îmbunătățite condițiile pentru desfășurarea instruirilor practice și tactice pentru Academia Ștefan cel Mare. Totodată, cel puțin 400 de polițiști vor fi instruiți utilizând echipamentele și spațiile modernizate. Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în parteneriat cu programul ISAID, Reforme Instituționale și Structurale în Moldova, au desfășurat la 27 aprilie evenimentul de lansare și informare despre sistemul informațional agent economic autorizat sau prescurtat EAOE. Vorbim despre un sistem nou digital care facilitează comunicarea dintre mediul de afaceri și autoritatea vamală. Digitalizarea a devenit o prioritate la nivel global pentru toate administrațiile vamale. Agenda de transformare digitală a Republicii Moldova este una foarte consistentă, care include un șir de acțiuni menite să simplifice procesele, să reducă birocrația și, nu în ultimul rând, să reducă costurile pentru afaceri în Republica Moldova. Scopul evenimentului a fost de a informa cei peste 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri despre lansarea unui sistem informațional care va gestiona programul AEO exclusiv digital, transparent și simplificat. La rândul său, beneficiarii sistemului EAEO au vorbit despre efectele pozitive ale acestuia. E un semn de creștere, e un semn de progres, e un semn de integrare în circuitul economic modern și civilizat. Beneficiile sunt în tot lanțul logistic, de la frontieră până la unitățile interne a sistemului VAMAL. Noi suntem deja verificați, transparenți și mereu suntem într-o conlucrare cu ei. Serviciul VAMAL și comunitatea de afaceri vor fi instruiți și în continuare de către programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova printr-o campanie națională de instruire a agenților economici din țară cu privire la aplicarea și utilizarea EAEO. În contextul acestor obiective, venim în sprijinul în continuare a serviciului VAMAL în dezvoltarea și avansarea sistemului informațional EAEO și reafirmăm sprijinul nostru continuu în promovarea beneficiilor. Sistemul informațional EAEO se planifică a fi funcțional începând cu data de 1 septembrie 2023. Acesta face parte din programul reformelor instituționale și structurale în Moldova, cu o valoare totală a bugetului de 35 de milioane de dolari. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile plafon la carburanți pentru ziua de vineri, 28 aprilie. Astfel, potrivit Andrei, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină 24 de lei și 42 de bani, cu 18 bani mai puțin decât au plătit joi. La rândul său, motorina standard, pe 28 aprilie, va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei și 20 de bani per litru, cu 16 bani mai puțin decât în ultimele 24 de ore. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele 24 de ore în râul Nistru, pe sectorul Naslavcea-Dubăsari, va avea loc variația nivelului apei cu 10-40 de centimetri. Astfel, din cauza măririi în continuare a deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari până la 750 de metri cubi per secundă, în râul Nistru, pe sectorul Dubăsari-Talmaza, va avea loc o creștere nivelului apei cu 10-15 centimetri, fără urmări negative. În râul Prut, pe sectorul Criva-Sirăuți, va avea loc creșterea nivelului apei cu 20-80 de centimetri pe sector, orașul Costești-Leova, fără schimbări esențiale, iar pe sectorul Leova-Brânza va avea loc variația nivelului apei cu circa 5 centimetri. Totodată, în râurile mici, regimul hidrologic nu se va modifica esențial. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și un cod galben de înghețuri, valabil pe întreg teritoriul Republicii
Republicii Moldova. Astfel, în perioada 28-29 aprilie, în orele nocturne și ale dimineții, la suprafața solului și izolat în aer, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1-2 grade. Comisia Europeană a prezentat reforma promisă a regulilor fiscale. Scopul său principal este de a reduce volumul datoriilor pe care țările europene le-au acumulat în mai mulți ani de dificultăți economice. Se presupune că guvernul fiecăreia dintre țările membre ale blocului va fi de acord în mod individual cu Bruxelles asupra detaliilor, iar ulterior va avea la dispoziție 4 ani pentru a implementa planul aprobat. În caz de eșec, țara se va confrunta cu sancțiuni financiare. Provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt departe de anii 1960. Datoria națională a crescut vertiginos, la fel ca și nevoile noastre de investiții. Astfel, propunerile de astăzi abordează ambele aspecte. Le numim Pactul de Stabilitate și Creștere, care își propune să reducă datoria mai treptat, dar mai sustenabil și să promoveze o creștere durabilă și favorabilă a incluziunii prin investiții și reforme. Comisia Europeană nu a numit un indicator numeric prin care datoria ar trebui să scadă în fiecare an, iar aceasta i-a provocat semne de întrebare Germaniei, care a cerut o reducere anuală de 1% din PIB, iar analiștii se îndoiesc că noile măsuri vor ajuta la evitarea unei noi runde de austeritate. Îmi pare rău să spun asta, dar austeritatea este necesară aproape peste tot în Europa. Există doar câteva țări, precum Danemarca, Suedia și Luxemburg, care nu vor trebui să facă acest lucru. Motivul este că țările au cheltuit excesiv în timpul pandemiei de COVID-19. Ulterior, în 2022, a avut loc un mare șoc energetic și, din nou, guvernele au oferit sprijin fiscal masiv gospodăriilor și întreprinderilor, ajutându-le să-și reducă facturile la energie. Din păcate, acest fenomen trebuie să ajungă la final. Propunerea Comisiei Europene va fi discutată în guvernele țărilor europene, de asemenea, ea trebuie coordonată cu Parlamentul European. Președintele chinez Xi Jinping a avut o conversație telefonică cu președintele Ucrainei, prima lor discuție, de altfel, de la începutul ostilităților din țara vecină. Ulterior, Vladimir Zelensky a scris pe Twitter că dialogul a fost lung și semnificativ și speră că acest contact, precum și numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor bilaterale dintre cele două state. Potrivit reprezentanților Ministerului Chinez de Externe, discuțiile au avut loc la inițiativa Kievului. Xi Jinping a remarcat că dialogul este singura modalitate de a rezolva conflictul din Ucraina și de asemenea a subliniat că nu pot exista câștigători într-un război nuclear. Se arată într-un reportaj publicat de agenția de presă chineză Xinhua. Potrivit aceleași surse, partea chineză va trimite un reprezentant special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice să viziteze Ucraina și alte țări pentru consultări. Zelensky, la rândul său, a spus că Kievul aderă la politica o singură China și este interesat să dezvolte o cooperare cuprinzătoare cu China pentru a deschide noi orizonturi pentru relațiile bilaterale dintre cele două țări. Am avut o conversație telefonică lungă și semnificativă cu președintele Xi Jinping. Cred că această conversație, precum și numirea ambasadorului ucrainean în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale. Președintele ucrainean și-a exprimat viziunea asupra crizei ucrainene și a mulțumit Chinei pentru asistența umanitară oferită, menționând că salută dorința Chinei de a juca un rol important în restabilirea păcii și soluționarea diplomatică a crizei. La rândul său, reprezentantul Ministerului de Externe al Rusiei a acuzat încă o dată autoritățile ucrainene că strâng inițiative de pace. Notăm disponibilitatea părții chineze de a depune eforturi pentru a stabili procesul de negociere. Cu toate acestea, credem că problema nu generează din lipsa unor planuri bune. Până astăzi, regimul de la Kiev își demonstrează respingerea oricăror inițiative sensibile care vizează o soluționare politică și diplomatică a crizei ucrainene. Și Casa Albă a reacționat la discuțiile dintre cei doi lideri, relatează CNN, întrebat dacă China ar putea ajuta la negocierea unui acord de pace. John Kirby, coordonatorul de comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, a subliniat că acesta trebuie negociat fie în condițiile Kievului, deoarece acordul nu va fi sustenabil sau sigur dacă ucrainenii și președintele Zelensky nu îl vor susține personal. La rândul lor, reprezentanții Franței au spus că încurajează orice dialog care poate contribui la rezolvarea conflictului din Ucraina, în conformitate cu interesele fundamentale ale Kievului. Și, de asemenea, au reamintit că în timpul vizitei lui Emmanuel Macron în China, Xi Jinping a promis că va avea o conversație telefonică cu Volodymyr Zelensky.
40 de soldați ruși și 44 de soldați și civili ucraineni s-au întors acasă în cadrul unui schimb de prizonieri convenit între Kiev și Moscova. Imaginile întâlnirii soldaților de pe teritoriul Ucrainei au fost publicate de către șeful de stat major al președintelui Andriy Yermak. Printre cei eliberați se numără apărătorii din Azovstal și Mariupol, precum și cei care au luptat în sudul și estul țării. Un videoclip similar, dar cu armata rusă sosind acasă, a fost publicat de către reprezentanții Ministerului Rus al Apărării. Potrivit ombudsmanului rus Tatiana Moskalkova, inițial a fost planificat transferul prizonierilor conform formulei de 40 la 40, dar Moscova a decis să transfere încă 4 militari ucraineni răniți grav, ghidați de principiul umanității. Schimbul de prizonieri între țări se efectuează în mod regulat. Ultimul dintre ei a avut loc de Paște. În țările est-europene care se înveciunează cu Ucraina, datoriile publice sporesc într-un ritm record. Motivul, costurile mult prea mari cauzate de afluxul de refugiați ucraineni, precum și compensarea propriilor cetățeni pentru pierderile din cauza creșterii puternice a prețurilor la energie, scrie Bloomberg. Potrivit sursei de la începutul anului, suma totală a împrumuturilor de pe piețele mondiale a ajuns la 32 de miliarde de dolari. Pentru prima dată în 10 ani, Polonia, Ungaria și România se află în primele 5 țări la capitolul împrumuturi în rândul țărilor în curs de dezvoltare ale lumii. Liderul acestui rating este Arabia Saudită, a cărei datorie de la începutul anului a ajuns la 10 miliarde de dolari, scrie Bloomberg. Momentul de construire a datoriei publice nu este foarte bine ales. Inflația ridicată a forțat băncile centrale să majoreze ratele, ceea ce a scumpit banii. Acum, chiar și liderii Europei de Est, cu ratinguri bune, sunt nevoiți să se împrumute într-un procent destul de mare. De exemplu, obligațiunile Poloniei pe 30 de ani au fost emise la 5,5% pe an. În urmă cu un an, actele din aceeași perioadă au fost emise cu un randament de 4%. O creștere a sarcinii fiscale în viitor va duce la o creștere a poverii bugetare și poate crește deficitul acestui buget. Investitorii se tem că problemele economice vor persista mult timp în aceste țări, deoarece nimeni nu poate prezice finalul exact al conflictului din Ucraina. Între timp, deficitul bugetelor locale capătă deja amploarea unei probleme serioase. Potrivit estimărilor Bloomberg, deficitul bugetar total al țărilor din Europa de Est în anul 2023 se va tripla. Managerul de portofoliu cu venit fix al William Blair International, Daniel Wood, notează că astfel de cifre ar putea duce la o scădere a creșterii economice, în timp ce autoritățile țărilor nu au încă o soluție, întrucât o parte semnificativă a costurilor sunt subvenții pentru refugiați și gospodării. Acumularea datoriei publice în valută străină pentru Polonia, Ungaria și România, țări care au modele naționale în mediul actual, creează riscuri suplimentare. Cu toate acestea, reprezentanții guvernelor naționale nu sunt de acord cu creșterea riscurilor. Cei de la Agenția de Administrare a Datoriilor de Stat din Ungaria spun că diversificarea debiturilor este utilă, iar cei de la Ministerul de Finanțe din Polonia spun că nu se sizează riscuri mari, având în vedere stabilitatea economiei și importanța acesteia pentru regiune. Reprezentanții României nu au comentat deocamdată situația, mai indică sursa. Comisia Europeană este de acord să interzică importul de ulei de floarea soarelui din Ucraina, dar totuși va fi permis tranzitul acestui produs. Anunțul a fost făcut de către ministrul agriculturii al Poloniei, Robert Telus. El a subliniat că țara sa nu va renunța la blocarea unilaterală a importurilor ucrainene, până când nu vor fi îndeplinite condițiile poloneze. Potrivit lui Robert Telus, acum guvernul polonez așteaptă garanții pentru fermierii care ar putea suferi ca urmare a afluxului de mărfuri din Ucraina, relatează portalul polonez RFM24. El a adăugat că autoritățile poloneze speră să interzică importul altor produse agricole, vorbind despre miere, făină, carne, zahăr și multe altele. Potrivit sursei, a treia rundă de negocieri între vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, cu ministrii agriculturii din 5 țări care luptă împotriva importurilor excesive de produse agricole din Ucraina a ieșuat. Anterior, CE a fost de acord să interzică importul de grâu, porumb, semințe de rapiță și de floarea soarelui din Ucraina până în luna iunie. Ulterior, ministrii agriculturii din Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria au solicitat extinderea listei de produse care intră sub interdicție. Recent, Asociația Ukrainian Agrarian Business Club a trimis o plângere către ministerul
Ministerului Economiei cu cererea de a iniția o anchetă și de a lua măsuri de represalii împotriva acțiunilor discriminatorii ale unor țări UE. Informațiile conform cărora președintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit un atac de cord sunt false, o spun surse din cadrul Centrului de Combatere a Dezinformării al administrației prezidențiale, care combat versiunile apărute în presă referitor la starea de sănătate a liderului turc. Erhan, membru al Consiliului de Securitate și Politică Externă sub președintele Ciagri, a explicat că Recep Tayyip Erdogan a contractat boala la stomac din cauza companiilor active în aer liber și nu a avut probleme cardiace. La rândul său, vicepreședintele turc Fuat Oktay a dat asigurări că starea liderului turc este foarte bună, acesta fiind doar o răceală ușoară. Informațiile precum că liderul turc a suferit un infarct au început să se răspândească în mass media după ce Erdogan s-a simțit rău în timpul unei transmisiuni în direct. După o scurtă pauză, Erdogan s-a întors în studio și și-a cerut scuze publicului, motivând că problemele de sănătate au fost cauzate de un volum mare de muncă din cauza campaniei electorale. În Germania a murit fostul gardian al lagărului nazist Josef Schutz, care atunci când a fost condamnat la închisoare avea 102 ani. Însuși inculpatul și-a negat până la capăt apartenența la SS. Cu toate acestea, în luna iunie anul trecut, o instanță l-a condamnat la 5 ani de închisoare, constatând că a activat în calitate de gardian la lagărul Sachsenhausen de lângă Berlin, în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost complice la asasinarea a 3500 de persoane. Acestea au fost știrile. Eu sunt Irina Boțu. O seară frumoasă să aveți. La revedere!